O fetiță de doar 3 ani și 7 luni a fost salvată de mama ei adoptivă. Copila a primit o bucată de ficat de la mama ei. Micuța a fost diagnosticată anul trecut în luna martie cu o tumoră malignă. Transplantul a putut fi realizat abia acum la Spitalul Clinic Fundeni din capitală. Este un început de an bun pentru transplantul hepatic din România. În aceste trei săptămâni din luna ianuarie au fost efectuate patru transplanturi hepatice de la donator cadaveric și două transplanturi hepatice de la donator viu la doi copilași, la două fetițe de 3 ani și 3 ani și jumătate. Este munca mai multor echipe și mă refer aici la echipa de la Fundeni, unde sunt implicați o serie de specialiști, cadre medicale și o coordonare între Spitalul Fundeni și Spitalul Grigore Alexandrescu, acel nou centru despre care povesteam altădată, care a fost înființată în urmă cu un an special pentru transplanturi hepatic pediatric, a precizat Vlad Brașoveanu, medic primar chirurgie generală. Medicul s-a referit și la două cazuri deosebite în care au fost făcute transplanturi la copii. A fost o fetiță cu atrezie de căi biliare care a fost transplantată cu acel lob stâng de la tată. Luna trecută și miercurea trecută a fost transplantată altă fetiță cu hepatoblastom de la mama de această dată. Și de ce este impresionant cazul? Această fetiță a fost înfiată, ba mai mult, mămica a înfiat ci un frățior de la acestei fetițe. Deci, practic, doi copii au fost înfiați și iată că mămica vitregă, vitreg în sensul că nu este mama biologică, i-a donat acest fragment de ficat care i-a salvat viața, a mai spus medicul Brașoveanu. Întrebat cum se stabilește compatibilitatea între donator și cel care primește transplantul, medicul a explicat că sunt făcute mai multe investigații. Acest tip de intervenție chirurgicală este una programată. Este o perioadă anterior operației în care donatorii sunt investigați în cazul dat la prima fetiță tatăl a fost compatibil cu fetița, în cazul al doilea a fost mama compatibilă. Comparativ cu alte tipuri de transplant, transplantul hepatic este mai permisiv, în sensul că sigur se fac toate testele de compatibilitate, dar s-a constatat de-a lungul timpului grupa sanguină și RH-ul este aproape suficient, pentru că în unele cazuri, când compatibilitatea a fost perfectă, au fost anumite complicații. În alte situații, când compatibilitatea nu a fost perfectă, au mers bine. Centrul de transplant hepatic de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală a precizat că pacienta are deja o stare generală bună. Pacienta este deja pe secție cu stare generală foarte bună și a reluat funcțiile mănâncă, nu sunt probleme. Evoluția este foarte bună, a spus doctorul Bălănescu. Relatează știrile protv.ro.